Ok, deci salutare oameni buni și bine v-am regăsit la Nutria. Că, da, în tutorial de astăzi, după cum bine ați venit, ați văzut din titlu, va fi cum să instalezi Minecraft 1.16, adică versiunea cea de Nether care poți să găsești pillager care dai gol. Și aici nu va fi, pentru că doar 1.16 nu va fi, pentru că 1.16 e pe calculator, dar aici nu. Nu pe prima Minecraft, pe... Dar o să vă las și un link în descriere ca să... Bun, am aici. Nu. Sunt pe... Așa. X. Și aici veți avea Minecraft 1.16.10.2. Dar voi... Nu vezi la asta. Și dați pe... Prima. Minecraft 1.16.1.0.02. Dar nu e nimic, că tot e cu... Că dacă e 1.16, să știți, de la 1.16, dacă se începe... Așa, înseamnă că, da, o să fie cu Nether, citați, citați. Asta era originea cu acolo de acolo. Dăm clipul, dăm clipul. Și aici, vă arăta... 3 secunde, 2 secunde și dați 2 luni. Pentru că îl am deja și da, hai să vă arăt și dovadă. Dacă și vreau să schimb și numele. Pentru că nu-mi place așa. Vreau să încep. Te voi pune Shadow. Așa, bun, dăm la aici. Edit character. Puteți să faceți emoturi, sunt. Ia uitați emoturi. Sunt și cu bani, dar sunt și gratis. Dar nu știu dacă mai există pe versiunea asta, dar pe o versie care avea Minecraft tot 1.16 era, puteai să faci așa un bug ca să iei emoturile astea gratis, chiar dacă erau cu bani, trebuie să le plătești. Hai să... Dacă v-a plăcut, comentați, susțineți cu noi, să vă abonați, că m-ar ajuta foarte mult și m-ar încuraja foarte mult. Și dacă văd că la acest videoclip strânge 10 like-uri, mai puțin de... O să fac câte două videoclipuri pe zi. Bye!